Bună, dragii mei! Sper că sunteți bine sănătoși. Eu vă doresc să aveți multă, multă sănătate și să vă împliniți toate dorințele. Astăzi m-am gândit să fac o etalare nouă cu un pachet de oracol angelic. Și va fi o etalare pentru viitor. Așadar, dacă doriți să știți la ce v-ați putea aștepta în viitor, ce mesaje transmit sibilele angelice, ce noutăți pot apărea pentru voi, fie în planul profesional, fie în relații, fie în dragoste, fie în călătorii sau legat de servicii, de muncă, de câștiguri, voi iubi să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra albă, roșie sau verde, gândindu-vă la viitor. Și să vedem ce pot transmite cărțile, ce pot dezvălui. Și am să încep cu prima variantă, varianta cu piatra albă. Să vedem așadar care sunt reușitele, realizările pentru viitor. Aveți aici, se grăbește o stare de conflict, atenție, fie la propriu, fie la figurat. Cineva e împotriva voastră, deci puteți avea niște neplăceri, niște persoane care sunt pornite să vă facă neplăceri, vor să vă agreseze, vor să vă intimideze, vor să vă facă să suferiți. Așadar, încercați să fiți poate mai calmi, mai prudenți, că aveți parte de persoane agresive, persoane care sunt pornite pe război, pe ceartă, pe scandal. Acum am spus, fie în planul vostru personal, fie voi cu voi înși vă aveți ceva, o stare conflictuală, sau mai poate să fie că chiar în societate pot apărea niște neplăceri, niște conflicte și trebuie să fiți prudenți. Deci, pentru că această carte, bine, sunt mesaje biblice, profetice într-un fel și pot veni cu niște mesaje de avertisment. Nu că se și întâmplă, ci să fiți mai prudenți, să nu intrați în conflicte sau să vă luați măsuri de precauție pentru orice neplăcere ar putea veni pe neașteptat, să zic așa, pentru că se prevede că văd aici această cruciadă. Poate să fie o chestiune legată și de credință. Da? Deci poate să aveți niște dispute din cauza unor diferențe de opinii sau de credințe. Da, deci poate apărea așa o situație puțin cam conflictuală. Haideți să vedem piatra albă, așadar, ce va aduce viitorul, la ce vă puteți aștepta. Aici, atenție cu orgoliile, da? Deci veți avea noroc, deci sunteți o persoană norocoasă, abundența vine către voi, dar încercați să vă țineți sub frâu, un frâu, să zic așa, mândria, orgoliul, vanitatea, ca să nu aveți neplăceri, pentru că puteți avea dificultăți în relaționarea cu ceilalți. Bă, veți avea o revelație, să știți. Vă văd aici într-o revelație. Prin puterea rugăciunii puteți să vă calmați, veți avea niște revelații, aflați niște adevăruri și puteți îmblânzi niște situații prin puterea rugăciunii. Aveți nevoie de mai mult calm în viața voastră, de mai multă moderație, să zic așa, de mai mult echilibru. Deci tot ce faceți trebuie să faceți cu moderație. Și când vorbiți, și când cheltuiți, spre exemplu, și când munciți. Deci să nu exagerați, nu faceți, să nu exagerați, ca să nu aveți neplăceri. Rugăciunea vă ajută foarte mult, chiar pentru câștiguri. Dacă v-ați rugat să aveți bani, să vă vină niște bani, ei vor veni. Prin puterea rugăciunii apar noutăți, apare reușită, aduce un echilibru în viața voastră. Veți avea o revelație ce putere are rugăciunea în viața voastră, poate și acest lucru. În familie, aici vă văd într-o stare de armonie, poate veți avea și ceva de sărbătorii, niște evenimente. Sunteți într-o perioadă de trezire, într-o perioadă în care veți studia mai mult, veți învăța mai mult. Poate unii vă veți reorienta profesional, veți începe să studiați, să înțelegeți niște lucruri, se fac niște clarificări în familie, poate va fi mai multă armonie sau în relațiile de muncă, pentru că văd că vă vine sprijin de la muncă, poate pentru cei care stați acasă puteți primi ajutor de la firma la care lucrați, șomaj sau
de la stat puteți primi ajutor, șomaj, etc. Da, sprijin aici, vă văd într-o situație de generozitate, persoane care se oferă să vă ajute și aveți așadar sprijin, veți primi sprijin pentru rugăciunile voastre, vor fi ascultate și veți primi banii de care aveți nevoie, veți primi ajutoarele de care aveți nevoie. Acum, și dacă munciți, poate va trebui să fiți mai generoși la muncă sau acolo la muncă unde sunteți, vă veți înțelege bine cu cei de la muncă pentru că sunt persoane generoase care încearcă să vă ajute să facă opere de caritate, să zic așa, să vă dea de muncă, tocmai ca să aveți, să puteți să vă descurcați. Dar și voi trebuie să fiți înțelepți, răbdători, moderați, recunoscători, să vă rugați, să fiți în pace și armonie. Vă văd aici într-o situație de armonie în viitor și de pace. Există șanse de noi începuturi pentru unii dintre voi, poate vă vine vreo idee, poate veți primi o propunere chiar de un nou loc de muncă, unii dintre voi, da, pot apărea. E o perioadă de pace și de liniște în viața voastră, de trezire. Vă dați seama că se întâmplă miracole. Văd aici așa o situație foarte frumos. Familia joacă un rol important pentru unii. Poate vreți să vă întâlniți, să vă reuniți cu familia, să faceți drumuri către familie. Da? Aici văd, vă caută familia, puteți vedea cu familia. Familia va fi mai, vă așteaptă la drum, poate și acest lucru. Se pare că aveți poate chiar niște evenimente de sărbătorite în la familie, vă amintiți de familie. În relația de cuplu aici pare că cineva vă este devotat, vă este credincios sau voi aveți încredere în voi că totul se va rezolva cu bine, că vă veți găsi dragostea la momentul potrivit. Pare aici, deci dacă sunteți într-o relație, pare multă armonie și pace, mai mult echilibru în această, în viitor pentru voi în dragoste, mai multă pace, poate chiar faceți o familie, puteți fi cerute în căsătorie, apar amintiri plăcute din trecutul vostru, poate chiar cineva din trecutul vostru care v-a rămas devotat vă caută și amintește de voi, da, deci fie din familie, fie din relațiile care le-ați avut voi de dragoste, își amintesc cu plăcere de voi sau mai poate să fie că puteți avea o întâlnire, o nouă relație cu cineva, că văd aici un nou început, poate că cu cineva cu care ați avut într-o altă viață. Ați mai fost în altă viață împreună și acum apare din nou în viața voastră. Deci îmi pare că apar noutăți pozitive și pentru sănătate văd aici că puteți să vă însănătoșiți, poate și prin odihnă, prin studiu, prin încercați să vă informați mai mult, vă văd aici într-o stare că încercați să vă informați mai mult despre cum să vă însănătoșiți, cum să, ce metode sunt cele mai sănătoase, hrană, spre exemplu, pentru a vă hrăni, pentru diete, pentru vindecare, etc. Deci vă văd aici că vă puteți găsi pacea, armonia în familie, ocupându-vă poate de familie, de copii. Se face pace dacă ați avut probleme cu copiii sau ați avut probleme cu anturajul, cu familia, se face pace. Văd aici că se apare o nouă șansă. Apare șansa de a se face pace. Deci, vă va ieși o situație conflictuală când a căzut cartea. Se pare că acele situații conflictuale, poate sunteți acum într-un conflict cu niște persoane sau cu familia sau cu cineva, cu voi înșivă și se face pace. Deci, vă puteți aștepta în viitor la o situație de pozitivă. Deci, vă văd aici într-o situație pozitivă de reușită, de realizare. Am să mai pun pe ce să pun? Pe dragoste. Pe dragoste, pot veni în visele voastre, vă pot veni niște informații. Unii dintre voi poate treceți și printr-o perioadă de singurătate sau sunteți în văduve, spre exemplu, și trebuie să știți că persoana cu care voi ați avut o relație, ea de dincolo de unde este încă prezentă în viața voastră, vă trimite mesaje, este, să zic așa, recunoscătoare pentru devotamentul vostru, pentru dragostea voastră. Da? Deci, ocupați-vă totuși de sănătate, poate este nevoie să vă ocupați. Aceste amintiri care vin pot veni
prin visele voastre. Deci vă pot veni în vise ca să vă amintiți de această persoană. Amintiți-vă de persoana dragă care nu mai e în viața voastră, fie din familie, fie din dragoste, cu devotament, cu pace, cu amintiri plăcute. Deci nu-i mai purtați pică, nu-i mai... pentru că a făcut atât cât a putut, a fost în viața voastră ca o lecție sau ca un sprijin, acum depinde ce punct de vedere, cum ați avut relația, dar în orice caz trebuie să știți că de dincolo de unde este, încă vă mai trimite mesaje de recunoștință pentru că voi vă mai amintiți și are nevoie poate și să vă amintiți într-un mod plăcut de aceasta, pentru că văd aici aceste familie care stă cu lumânările aprinse. Da? Deci poate că e nevoie pentru că a fost un conflict poate între voi, da? Și acest lucru pe cealaltă persoană o frământă acolo unde este, da? De conflictele acestea, pentru că să știe poate că sunteți că l-ați iertat, că ați iertat-o. Da? Haideți să mai vedem și pe această generozitate. Deci este nevoie de a ierta și a fi iertați. Da? Deci poate că e nevoie să ori să vă cereți iertare ca să fiți ajutați de cei de la servici, orică cei de la servici legat de muncă vă vor sprijini, vă vor ajuta pentru că vor să îi iertați pentru felul în care s-au purtat față de voi. Haideți să vedem cu familia. Ei, cu familia poate au fost probleme de conflicte, deci încercați să păstrați armonia și pacea, încercați să fiți mai răbdători, mai înțelepți, da, mai moderați, da, ca să nu aveți stări de conflicte, pot apărea neplăceri sau familia are nevoie de voi pentru că sunt, să zic așa, într-o situație dificilă, într-o situație conflictuală cu cineva sau în viața lor au niște probleme și poate au nevoie de ajutor, de sprijinul vostru. În revelațiile. Revelațiile vin pentru niște reușite, să știți. Vă veți trezi, veți avea un succes, o reușită, poate legat de drumuri, da? Deci veți, unii poate chiar vă treziți să plecați la drum, pentru că mi-a ieșit familia chiar, da? Dar exact, veți fi inspirați. Poate veți fi inspirați prin să plecați la drum, să vă întâlniți cu familia, să vă faceți o familie, puteți să vă faceți o familie la drum, veți avea o victorie, un succes. Prin această trezire, să vă treziți la timp dintr-o situație, ca să zic așa, și vă faceți, vă rezolvați niște probleme. Să vedem această rugăciune. Rugăciunea aceasta este pentru dragoste. Deci dacă vă doriți dragoste în viața voastră, rugați-vă pentru că va veni. Da? Deci rugați-vă că vine dragoste în viața voastră. Aici văd dragostea. Deci ori vine împăcare, ori vine o nouă dragoste, chiar poate cu cineva care ați mai avut în trecutul vostru o relație. Și să vedem această cunoaștere. Această cunoaștere este pentru, poate pentru, e și pentru servici, poate și legat de a vi se face dreptate într-o problemă juridică la servici. Deci trebuie să vă să fiți mai serios, să dați dovadă de mai multă răbdare și înțelepciune și să aveți încredere în justiție. Să cereți să vi se facă justiție, că vi se face, da? Fiți mai echilibrați, mai moderați, că se face dreptate. Amintirile. Amintirile sunt lucruri sfinte pe care trebuie să le păstrați cu grijă în inima voastră. Să vedem acest început. Veți fi recompensați, da? Vi se dă, să zic așa, vi se face ca o e ca o iertare, să zic așa, divină, ca un miracol în viața voastră. Veți fi, avea o idee exactă, uite și ce noroc vă vine. Vă vine norocul chiar prin copii, poate chiar pentru unii, din partea copiilor, copiii voștri vă aduc noroc. Da, și sunteți, sau norocul vostru în viața voastră, prin grație divină, sunt copii, da, un miracol în viața voastră. Și haideți să vedem și la piatra roșie, așa, da, să vedem ce spun cărțile pentru piatra roșie, care sunt mesajele care vin pentru voi, pentru viitor, să vedem ce vor dezvolui oracolul angelic al Sibilei despre viitorul celor care v-ați ales piatra roșie. Experiență și vă vin niște vești, niște noutăți. Voi puteți primi ajutor de la divinitate datorită rugăciunilor voastre și experiența voastră vă poate fi de folos. Deci bazați-vă pe experiența voastră și trebuie să știți că tot ce trăiți pe acest pământ face parte din experiențele vieții, pentru a vă ajuta în evoluția vieții. Și
Văd aici că voi sunteți poate puțin cam orgolioși, vanitoși, aveți un conflict aici de mândrie, de prejudecată, de orgolii, vanitate. Aici trebuie să fiți mai recunoscători pentru tot ceea ce aveți, da? Să nu mai fiți prea mândri, prea că nu este numai, cum se spune, să fiți recunoscători pentru ce aveți, că sunt alte persoane care nu au, poate. Deci nu vă mai plângeți, poate. Aici ar trebui să fiți recunoscători divinității pentru tot ce vă dă. Și experiență, și cunoaștere, și casă, familie, tot ce aveți voi în viața voastră. Fiți recunoscători că alții sunt în situații mult mai dificile. Și concentrați-vă pe ce e bun în viața voastră și fiți recunoscători pentru asta. Nu mai fiți atât de mândri și de orgolioși. Amintiți-vă cu plăcere de cei care cu care ați avut de-a face, amintiți-vă de părțile lor bune și mai puțin de părțile lor rele, pentru că altfel se pare că ați putea avea niște dificultăți, niște conflicte. Da? Deci o să cineva vrea să vă reamintească ceva, o să primiți niște vești din trecutul vostru, poate vă caută cineva din trecut, dar aici par niște situații puțin conflictuale. Așadar, încercați să fiți mai prudenți, da? Ca să nu intrați din nou în conflicte. Să vă amintiți cu plăcere de părțile bune, poate să fie vorba și de o relație aici, da? De o relație cu cineva cu care voi încă mai aveți poate niște din orgoliu, din mândrie, mai aveți încă niște resentimente și ar trebui să vă amintiți într-un mod plăcut și de părțile bune care au fost. Aici apare o situație în care ați putea să vă împăcați, da? Sau ar putea ca o cineva apare pe neașteptate, poate o nouă relație pentru voi care să vă ajute. Pe unii dintre voi, poate făcând opere de binefacere, vă puteți cunoaște o persoană cu care să faceți o relație, poate și acest lucru, sau persoana cu care voi aveți o relație și nu sunteți nu vă înțelegeți bine, poate să vă se poate ajunge la împăcare dacă mai vă treceți și voi peste orgoliu și mândrie. Dar apare aici, trebuie să fiți recunoscători, pare că apare o situație de împăcare, dar vi se cere totuși prudență pe drumuri sau în relaționare, că vă văd aici așa că sunteți, trebuie să vă amintiți, să vă păstrați secretele, poate, unii dintre voi, nu vă spuneți deocamdată planurile, fiți prudenți, pentru că nu e momentul, poate, încă trebuie să mai aveți, trebuie să vă eliberați de niște frici, de niște griji. Aici pare că unii, atenție că puteți suferi o pierdere, poate, la servici, legate de muncă, deci poate de aceea trebuie să fiți mai prudenți, să vă țineți bine secretele, că puteți suferi o pierdere, o pagubă, puteți avea niște neplăceri, vă trebuie mai multă credință, trebuie să iertați pe cineva. Sau să vă cereți iertare aici, puteți, unii dintre voi poate nu puteți face, aveți probleme cu copiii sau nu puteți face copii aici, dar puteți primi totuși, poate pentru unele dintre femei, poate nu mai ajunge să se încheie un capitol din viața voastră, se încheie un ciclu de viață și începeți un alt ciclu de viață, spre exemplu, treceți la vârsta de la tinerețe la maturitate, de la maturitate la vârsta a treia, poate să fie și o astfel de situație. În orice caz, vi se cere prudență în drumurile voastre, cu secretele voastre, da? Cu amintirile voastre, să nu, aici, pentru că văd multe amintiri aici legate de orgoliu, de mândrie și ar trebui să fiți recunoscători mai mult divinității, că totul în viața voastră face parte dintr-un plan divin și bune și rele, vă ajută pe voi să creșteți, să evoluați, trebuie să învățați să și iertați, să fiți mai buni, mai caritabili, că altfel rămâneți singuri, rămâneți aici, vă trebuie mai multă credință, să vă apropiați mai mult de credință, să fiți mai recunoscători, pentru că vă vine vreo idee, să știți, veți primi un suport divin. Vă trebuie mai mult să vă ocupați de sănătate. Fiți recunoscători, poate, pentru cunoștințele voastre de medicină sau pentru sănătatea voastră, sau ocupați-vă de sănătate, că puteți fi ajutați de divinitate prin puterea rugăciunii, dar și, bineînțeles, și apelând la sfatul medicului, da? Bineînțeles, făcând analize. Deci trebuie să fie ajutate
Să zic așa, vindecarea trebuie ajutată și prin puterea rugăciunii, dar și prin puterea specialiștilor, prin experiența lor. În familie, să vedem aici ce se întâmplă. În familie pare că unii dintre voi vă puteți revedea cu familia. Familia vă poate inspira, vă poate ajuta, vă poate face dreptate. Într-o situație se face, poate unii de voi treceți pentru un divorț sau aveți legat de servicii niște probleme juridice și aici trebuie să fiți prudenți, da? Apar deci cu familia apare succes, reușite, apar noutăți, poate orică se naște un copil, orică e un eveniment, orică poate apare un împăcare, o revedere, da? O retrezire, vă dați seama ce importantă este familia pentru voi, poate. Și pentru bani aici, mai puțin cu orgoliu, se poate face, dacă sunteți mai puțin orgolioși, da, mândri, și poate cereți sprijin, puteți primi ajutor. Se poate face pace într-o situație de conflict, da, deci și puteți primi ajutor financiar. Sau după o perioadă în care ați avut niște neplăceri financiare, acum începe să fie o perioadă mai liniștită. Vă trebuie și mai multe și mai multă ambiție, poate, ca să vă îndepliniți planurile, dar să nu fiți ambicios, să vă certați, să nu fiți orgolioși, să țineți ranciură, da, resentimente, ci să fiți ambicios, să depășiți aceste probleme prin împăcare. Vă vin niște vești, să știți, veți primi vești legate de muncă, legate de problemele voastre de muncă. Trebuie să fiți într-adevăr mai credincios, să vă rugați divinității, deci trebuie să fiți mai apropiați de divinitate, să credeți. Se vor întâmpla poate niște miracole în viața voastră, poate legat și de relații. Aici văd, ia să vedem dacă e așa. Veți primi niște vești. Unii va trebui totuși să aveți răbdare. Deci trebuie să aveți răbdare și să vă demonstrați fidelitatea, poate, într-o relație sau să vă demonstrați fidelitatea, adică să aveți răbdare, să nu vă aruncați așa în orice relație, așa pasageră, ci să aveți răbdare să apară acea persoană potrivită pentru voi. La timpul potrivit va apărea, vi se cere prudență. Da? Pentru unii, și mai ales pe drumuri prudență. În călătorii văd aici, pentru că se cere prudență și mi-apare și aici o schimbare, poate unii, deci pot apărea probleme de sănătate sau pot apărea niște probleme pe neașteptate, care să nu fie tocmai plăcute. La servici veți avea noroc, deci după o perioadă în care poate nu ați avut servici sau ați stat acasă, ați fost izolați, ați avut greutăți, acum norocul, apar niște oportunități. Trebuie să fiți pe fază pentru că vor apărea un noroc. Jucați și la loterie, că pentru unii poate apărea norocul și de la loto. Credința va aduce mai multă pace și armonie, deci apar noutăți la voi pentru servici. Prin puterea rugăciunii a credinței și prin mai multă prudență, mai multă înțelepciune, răbdare, da? Împăcare cu cei cu care sunteți în conflict, pare că lucrurile se armonizează și chiar apare norocul. Apar situații de a avea câștiguri în plus. Apar evenimente la care veți participa. Da, apar noutăți, să știți, la voi. Se face pace, veți fi iertați unii dintre voi, vă caută cineva poate din trecut, vă împăcați cu copiii dacă ați avut, spre exemplu, conflicte, pot apărea noutăți pentru unii chiar nașterea unui copil. Puteți rămâne însărcinate pentru unele dintre voi care mai sunteți în acea situație de a putea rămâne însărcinate. Că apar aici noutăți, da, la voi și apare și această carte a iertării, da, în care sunteți iertați pentru păcatele voastre și puteți face un copil sau altele puteți fi iertate în sensul că nu mai vă vine da, perioada aceea a lunii și aceasta e o iertare pentru voi. Haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra verde, să vedem la voi cum va fi cum va fi viitorul, la ce să vă așteptați în viitor. Să vedem așadar ce vă poate dezvălui viitorul celor care v-ați ales varianta cu piatra verde, care sunt noutățile. Vedem ce vă dezvăluie oracolul angelic, oracolul Sibilei, oracolul angelic al Sibilei. Justiția și grație. Veți fi iertați. Dacă ați avut probleme, conflicte, poate cu justiția, aici pare că vi se face dreptate. Puteți fi iertați, trebuie să fiți recunoscători,
Da? Pentru ceea ce aveți, pentru ceea ce primiți, să fiți mai devotați, poate mai sinceri, mai corecți. Aici îmi pare că dreptatea, cinstea, iertarea va aduce multe, multe satisfacții, mult succes. Wow! Veți avea niște revelații și voi aici, foarte interesant. Veți avea niște revelații, da? Deci niște miracole, niște minuni, aflați niște adevăruri. Care, din înțelepciunea biblică, să zic așa, pot veni. Deci apar niște revelații, la nivel poate și personal și de societate. Miracole, veți înțelege niște adevăruri, da, legat de viața voastră, legat de ceea ce vi se întâmplă. Pentru că văd aici, pentru voi apare și dragostea. Pare o dragoste care vine de dincolo de. Din altă lume, poate să fie vorba și de o relație cu cineva cu care ați mai avut într-o altă viață o relație. Veți primi niște bani, vă văd aici că vă vin niște bani, poate în urma unui contract, poate în urma unei afaceri care o aveți voi aici, aveți revelații de dincolo, vă vin niște vești. Pentru unii poate să fie și o veste că aflați de cineva că nu mai este, poate să fie și o astfel de veste pentru unii dintre voi. Pentru muncă aici apar noutăți pentru voi, să știți, fiți recunoscători pentru cineva vrea să se împace cu voi, cineva vă propune, ori vă cheamă înapoi la muncă, da, vi se propune o nouă șansă, ori că începeți voi o nouă afacere, începeți voi ceva, vă vine vreo idee, scrieți, nu știu, pictați, faceți ceva, veți avea o inspirație, o intuiție, un miracol în viața voastră, un succes. Da? Deci văd aici că apar noutăți la voi, un succes, o minune, poate și prin intermediul copiilor. Vă văd aici, pe drumuri trebuie să fiți mai prudenți, pentru că trebuie să vă pare aici că trebuie să fiți mai, să veți avea protecție, să zic așa, în drumurile voastre. Puteți fi protejați sau vă trebuie să vă protejați pe drumuri. Da, deci vă trebuie o protecție, să încercați să fiți atenți pe drumuri, să nu. Că văd aici o situație totuși conflictuală, deci sunt persoane agresive în drumurile voastre, poate, sau pot apărea la nivel de societate niște agresivități și atunci vouă vi se cere să vă protejați pe drumuri, să fiți prudenți. Legat de relații, aici pentru unii poate să apară o revedere, o reîmpăcare cu cineva, vă vine vești din partea cuiva, vă caută cineva. Să știți, pentru unii dintre voi, încearcă să se împace cu voi, poate, cineva cu care poate ați avut un conflict, da? Aici poate să fie vorba că poate să fie și vorba de cineva cu care amintirile acestea pot veni și din, vă vin mesaje din lumea de dincolo, poate de la cineva cu care nu mai sunt, nu mai este cu voi în această lume, da? Veți primi prin intermediul viselor, fiți atenți ce visați. Legat de familie, aici vi se cere oarecare prudență, da? Pot apărea mesaje, deci pot apărea, poate, Doamne ferește, să nu fie o problemă de sănătate legat de să vă să mai punem câte o carte să vedem aici, ia să vedem aceste revelații. Veți avea noroc, revelația voastră este pentru, poate că vedeți oportunitățile sau veți avea câștiguri. Acestea pentru voi poate să fie niște miracole, da? Deci revelațiile acestea, dragostea. Dragostea voastră, veți cunoaște dragostea. Dragostea poate și pentru cunoaștere, pentru știință, pentru studii sau datorită studiilor voastre puteți să cunoașteți dragostea, da? Deci puteți să vă înscrieți, spre exemplu, la niște cursuri și acolo să vă cunoașteți dragostea. Poate să fie o persoană înțeleaptă, o persoană care are multă cunoaștere, are multă înțelepciune, o persoană matură, o persoană educată, o persoană cu niște calități morale deosebite, cu care puteți avea o relație care să ducă chiar la căsătorie, o relație de respect reciproc. Să vedem această lume de dincolo. Aici pare să fie că, atenție cu orgoliile, că aici poate, sau ce persoane ca care v-ați despărțit sau puteți afla o veste de cineva care pleacă din această lume, poate și din cauza orgoliului său, să zic așa, fără să vă caute, fără să-și ceară iertare, fără și de aceea vouă poate vi se cere să vă amintiți de acea persoană.
să aveți mai multă credință aici pentru familie. Trebuie să vă rugați, vă trebuie mai multă credință, mai multă fidelitate, poate să vă demonstrați că țineți la ei, că le sunteți aproape, sau familia vă va demonstra, are nevoie de prieteni, are nevoie de fidelitate. Vă veți trezi, veți primi niște mesaje, niște vești, vă treziți la viață, apar niște revelații aici pentru voi, pentru serviciu aici, parcă veți avea o situație să vă puteți elibera, dar atenție, e totuși și la o perioadă de pierdere. Aveți nevoie, poate, să vă ocupați de sănătate. Deci, pentru unii poate să apară, pentru unii dintre voi va trebui să stați izolați, puteți primi sprijin, ajutor, sau va trebui să vă ocupați de sănătatea cuiva sau a voastră chiar. Da, aici trebuie să vă rugați, pentru că s-ar putea să vină niște vremuri puțin cam agresive la nivel de societate și puterea rugăciunii, sau voi veți avea niște probleme din cauza altor persoane care sunt împotriva voastră. Fiți pe fază, da? Veți avea niște idei, veți fi totuși inspirați, vă vine o idee din timp, veți fi preveniți de pericolele care vă pasc, să zic așa, poate și datorită credinței voastre, datorită faptului că sunteți persoane credincioase, păstrați-vă credința, veți primi sprijin pe neașteptate, daruri, cadouri, banii vă vin pe neașteptate. Puteți primi niște vești din partea copilului sau afla despre reușitele copilului, sau pentru unii poate apărea chiar un copil, nașterea unui copil, poate să fie și o astfel de situație. Rămâneți însărcinate, da? Deci văd aici așa o situație. Deci vă vin bani, veți avea noroc, veți avea câștiguri, dar atenție că pentru unele dintre voi, unii dintre voi, pot apărea și niște vești de plecarea din lumea unei persoane pe care voi poate din orgoliu nu ați mai vrut să o iertați sau să o vedeți, sau pot apărea așa, dar fiți atenți și la serviciu aici, că sunt niște probleme de sănătate, sunt șanse de noi începuturi, dar sunt totuși încă restricții, pot apărea încă probleme, trebuie să vă ocupați, poate unii veți găsi să lucrați chiar în medicină, să îngrijiți de bolnavi, să îngrijiți de cineva, apar șanse, apar noutăți în care veți primi chiar ajutor, da? Sau poate să vă duceți să vă înscrieți într-un voluntariat, spre exemplu, să îngrijiți de bolnavi, de persoane care au probleme de sănătate, dificultăți. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă pentru viitor, așadar, așa cum îl văd dezvălui prin intermediul cărților de oracol Angelic al Sibilei. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că vă vor fi de folos, și vă doresc în continuare weekend plăcut și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!